Bună ziua! După cum probabil uh, s-a aflat, ieri am ajuns la un acord în Consiliul European și României i-a fost alocată suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene pentru anii care urmează. Este o sumă foarte mare și cu acești bani, dragi români, vom fi în situația nu doar de a relansa economia României, vom fi în situația de a reconstrui România, deci să intervenim și în economie și în marile sisteme publice. Este o veste foarte, foarte bună. Pentru a folosi acești bani și pentru a nu ajunge în situația să îi avem teoretic și să nu-i folosim, trebuie să să ne facem un plan, un plan solid, bun, aplicabil. Imediat după ce am revenit de la Bruxelles cu această sumă foarte mare care va fi pusă la dispoziția României, am convocat, evident, o echipă guvernamentală cu care m-am întâlnit până acum câteva momente, o echipă condusă de premierul Orban. Cu care am discutat aceste lucruri. Nu, nu a fost prima întâlnire cu această temă. Ca să nu-și imagineze cineva că până acum am stat și am așteptat. Am avut multe întâlniri cu guvernul pe, pro pe proiecte europene, pe fonduri europene și vreau să detaliez chiar un pic ca să știm despre ce vorbim aici. Această sumă de 80 de miliarde, practic, se compune din două mari pachete bugetare. Primul pachet, cel mai mare, este pachetul care se referă la bugetul multianual al Uniunii Europene din 2021 până în 2027. Sunt fondurile europene și proiectele europene pe care le-am avut și până acum. Pentru a putea atrage acești bani, este nevoie de un concept, un plan național. La acest plan lucrăm de când este în funcțiune guvernul Orban, planul este ca și finalizat, se fac ultimele finisaje și planul va fi urmărit în continuare să ajungă la comisie, ca să fim pregătiți din timp de data aceasta să atragem banii europeni. Al doilea pachet bugetar din, aceste, din această sumă de 80 de miliarde se compune din pachetul care este destinat relansării și revigorării economice. Este un pachet foarte mare de 34 de miliarde de euro pentru România. Acești bani sunt în principal destinați ameliorării crizei, măsurilor de ieșire din criza economică, măsurilor de întărire a economiei ca să își revină foarte repede după acest șoc provocat de pandemie. Acești bani trebuie consumați mai repede. Practic, pentru a folosi acești bani, avem la dispoziție doar șase ani. Și o parte din acești bani este posibil să fie deja disponibil în acest an, în 2020. Și aici este nevoie să ne mișcăm rapid, fiindcă până în octombrie trebuie să prezentăm Comisiei Europene planul național aferent acestui fond de repornire, de relansare, de întărire a economiei. Am început și pe acest plan să lucrăm de acum câteva luni deja. Continuăm și ce am făcut practic astăzi, într-o discuție foarte aplicată cu guvernul, a fost să corelăm planurile în așa fel încât să folosim banii europeni în cel mai eficace mod posibil, adică să folosim banii în așa fel încât să aibă un impact major asupra economiei României, asupra sistemelor publice și, în final, asupra bugetului fiecărui român în parte. Asta a fost vestea bună pe astăzi. Vestea proastă pe astăzi este că suntem în prima zi în care avem peste o mie de persoane detectate cu coronavirusul nou. Este foarte trist. Dar tristețea nu rezolvă problema. Problema putem să o rezolvăm împreună, respectând măsurile de distanțare, respectând măsurile de igienă, purtând mască. Depinde de fiecare dintre noi și de noi toți împreună să îngrădim răspândirea acestei epidemii. Acum, guvernul are la dispoziție noul instrument, noua lege care reglementează izolarea, carantinarea, dar nicio lege nu oprește un virus. Aici e nevoie de contribuția noastră a tuturor. Vă doresc multă sănătate!